Bine v-am regăsit, sunt Dragoș Mitroi de la freerider.ro, iar astăzi o să facem unboxing-ul și o să vă arăt și instrucțiunea de montaj pentru această bicicletă Romet Mustang M4. Și acum haideți să o scoatem din cutie. Și iată-o! Surprize, surprize! O să vă arăt deci pas cu pas cum se montează această bicicletă și pentru început o să iau un clește cu care o să tai aceste bride. Este un clește obișnuit cu care tăiem cabluri sau cămăși, dar este foarte util și pentru înlăturarea acestor bride care, iată, fixează ambalajele și roata de restul bicicletei. Sunt foarte multe, deci înarmați-vă cu răbdare. Da, și acum va trebui să înlăturăm toate celelalte ambalaje, așadar o să-i dăm pe fast forward. Trageți cu grijă de roată către în față, iată, o să îndrept un pic și furca să am loc. Spițele sunt băgate prin brațul stâng al pedalierului și dacă trageți cu putere s-ar putea să rupeți spițele, așadar o înlăturăm cu grijă și continuăm cu ambalajele. Și acum să trecem la pasul următor. Desfacem mai întâi cele patru șuruburi ale capacului de pipă cu un imbus de 4. Și ca să-mi fie mai comod, iată, le-am păstrat în palma stângă. Acum voi trage de ghidon în sus. Și atenție, un detaliu important, aceste două cabluri, mă rog, este o conductă și o cămașă, trebuie trase pe deasupra pipei. Punem și imbusul la loc să nu ne incomodeze. Punem ghidonul aici în loc, se vede foarte clar unde trebuie să intre. Fixăm capacul de pipă și începem să înșurubăm aceste patru șuruburi la loc. O să-l fixez pe primul provizoriu, imbusul de 4. Apoi în diagonală îl voi fixa pe cel de jos. Și acum am stabilizat ghidonul. Inserăm și ultimul șurub. Și ce va trebui să rețineți în acest moment este că fanta aceasta, spațiul dintre capacul pipei și pipă, se observă, da, este un spațiu de aproximativ jumătate de centimetru, trebuie să fie egal cu cel de pe partea opusă, deci cu cel de pe partea de jos. Țineți cont de acest aspect, că este foarte important. Am apropiat șuruburile și imediat voi începe să le strâng definitiv și voi face asta în X, asta fiind ordinea. În cutia bicicletei veți regăsi această cutie de dimensiuni mai mici. Este cutia cu accesorii și avem, după cum urmează, o tijă de șa de care ne vom ocupa imediat. Șaua, pedalele. Ce mă interesa pe mine în acest moment, cheița de la roata de față. Ca să montez această cheiță, voi scoate mai întâi această protecție din plastic, care este necesară doar la transport și atât. Merge și cutia. Desfiletez această piuliță din capătul cheiței, îi scot și acest arc
apoi o introduc pe ax. Și ca să fie mai clar, pe partea opusă voi introduce acest arc, partea lată către exterior și, bineînțeles, piulița la loc. Și trec la montajul roții, ridic de bicicletă, fixez urechile furcii pe axul roții de față, mă asigur că discul a intrat între plăcuțele de frână și cu bicicleta poziționată exact astfel, sprijin de mine, înfiletez acea piuliță de pe partea opusă cheiței rapide și încep să strâng. S-a închis cu o forță medie, să spunem. Pentru mine nu e suficient, o să mai strâng un pic și o închid din nou până ce va fi nevoie să aplic forță cu podul palmei, o forță considerabil mai mare, iar acum sunt sigur că roata este fixată pe furcă. Acum scot din ambalaj șaua. Și tija de șa. Și aici voi avea nevoie de un imbus de 5. Cred că e tot 4. Dar m-am înșelat amarnic. Pentru a monta șaua pe tijă, trebuie să desfacem cele două șuruburi. Iată-le. Cele două șuruburi ale tijei. Iată, le voi desfileta până ce nu voi mai vedea acest filet. Dar atenție, filetul nu trebuie să iasă din această componentă din aluminiu, care este cilindrică. Și desfăcându-le, voi face rost de suficient spațiu încât să introduc șinele șei. Aduc această componentă pe centru, apoi introduc cele două părți ale șinei, prima dată pe partea de jos, ca apoi să poziționez partea de sus. Și după cum se vede, șina trebuie să intre între cele două componente de prindere, exact ca într-o menghină. Strângem provizoriu momentan cele două șuruburi. Și ce ne rămâne de făcut acum este să montăm tija cu șaua pe bicicletă. Ne asigurăm că această cheiță este desfăcută. Iată, putem să o și poziționăm, am rotit-o un pic ca să vină drept. Introduc tija în cadru. Și acum va trebui să stabilez nivelul corect al șeii, care trebuie să fie de fapt paralel cu solul. Și începem să strângem cele două șuruburi până ce șaua mea începe să se fixeze. Încă mi se pare un pic ridicată de vârf și atunci îi voi mai da drumul șurubului din spate și voi mai strânge un pic pe cel din față. De fapt, acestea sunt și reglajele. Dacă o doriți mai pe spate, va trebui să strângeți șurubul acesta mai mult și să-l desfaceți pe acesta mai mult. Pentru a fixa această cheiță, îi voi strânge această piuliță și la fel ca la roata de față, la cheița roții de față, voi încerca să o strâng, iată cât de ușor se închide, ceea ce nu este în regulă. Mai strâng piulița tot încet. Acum am aplicat destul de multă forță cu podul palmei și o mai strâng un pic. Înainte de a o strânge de final, asigurați-vă că șaua, vârful șeii, este în linie dreaptă cu top tube-ul, căci altfel vă va jena foarte mult la pedalat. Acum șaua mea este poziționată drept, este paralelă cu solul și nu-mi rămâne decât să închid această cheiță. Ce va trebui să faceți voi ulterior? Să-i stabiliți înălțimea corectă în funcție de înălțimea piciorului vostru. Trecem la pedale.
foarte mult zgomot. Iată că pe aceste pedale se află două litere ștanțate, pe cea de jos este un R, pe cea de sus un L. R provine de la right, din engleză înseamnă dreapta, în traducere liberă, L de la left, adică stânga. Pedala cu R, pedala din dreapta, se montează întotdeauna pe brațul cu foaia. Și o să trec imediat la montaj. O fixez pe filet. Înfiletez la mână către partea din față. Ca apoi să iau o cheie fixă de 15 și să o strâng ferm. Așadar, către în față. Trecem la pedala din stânga, la fel, o fixăm cu mâna pe filet. Înfiletez la mână, atenție, tot către partea din față, deci ambele pedale se înfiletează către în față. Și cu cheia fixă de 15 o strâng ferm și pe aceasta. Un ultim lucru de verificat este cheița roții de spate. Trageți de ea către în exterior. Dacă se desface greu, nici nu mai are rost să o desfaceți. O prindeți la loc. Dacă se desface ușor, atunci, așa cum v-am arătat și la roata de față, trebuie să strângeți piulița de pe partea opusă. În felul acesta ne asigurăm că și roata de spate este bine prinsă de bicicletă. Așadar, dragilor, acestea au fost instrucțiunile de montaj pentru bicicleta Romet Mustang M4. Sper că v-a plăcut genul acesta de film. Dacă vreți să mai vedeți, lăsați-ne un coment în rubrica de comentarii de mai jos din acest film. Acum noi o să ieșim cu bicicleta aceasta la test și o să revenim, bineînțeles, și cu review-ul pe freerider.ro, cât și pe canalul nostru de YouTube. Vă mulțumesc mult că ne urmăriți și vă aștept și data viitoare. Pe curând!